Domnilor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Mai mult de jumătate dintre oamenii de afaceri care activează în România sunt neîncrezători sau foarte neîncrezători în privința evoluției economiei românești în următoarele 12 luni, conform unui raport realizat de organismele Uniunii Europene. Despre motivele scepticismului oamenilor de afaceri și problemele identificate de aceștia, chiar și la nivel local, dar nu numai, stăm de vorbă cu domnul Simeon Bizău, dânsul a mai fost în emisiunile noastre. Este antreprenor în domeniul transportului rutier. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! V-ați mai extins și pe alte domenii de activitate, în afară de transport rutier? Încerc să am abordare în Ungaria și în Slovacia pe domeniul lemnului. O afacere care prosperă în zona aia. Mai exact? Mai exact, Cherestea și sub ansamble din Cherestea. Și avem o piață în Asia, respectiv China, Vietnam, America de Sud, respectiv Brazilia și țările arabe. Mai aveți curajul în România anului 2019 să deschideți noi afaceri? Țara ar avea nevoie de afaceri, țara ar avea nevoie de investitori serioși, dar, din păcate, guvernul nu lucrează decât pentru angajații statului și pentru asta sociale. Domnule Bizău, majoritatea oamenilor de afaceri, 92% dau procentul, este îngrijorată de modelul de creștere economică bazat pe creșterea consumului. Da? Ce avantaje sau dezavantaje generează acest model și cu cât au crescut salariile nete în mediul privat, dacă au crescut, că la bugetar știm ce s-a întâmplat, de exemplu în transporturi și în celelalte firme ale dumneavoastră? Deci e foarte grav o creștere enormă prin consum. E o măr otrăvit. Adică să dau salarii foarte mari, e foarte bine să dau, dar trebuie să fie susținute. Adică să și produci, da? Să produci sau să fie susținute de mediul de afaceri, de producție. Ce e foarte grav în România, această creștere de consum se reflectă în consum efectiv, în a merge la magazin să consum, mergi în concedii. Și tot ce cumpărăm din magazine, de fapt, este marfă din import. De fapt, de două ori mai grav. Că toți banii merg afară și noi susținem alte economii, nu susținem economiile românești. Asta e una. A doua chestiune. Am avut vouchere de vacanță pentru străinătate. E cel mai grav lucru care poate să facă o țară. În loc să măcar, dacă tu dai vouchere, dai pentru hotelierii români, pentru firmele care au o mică pensiune. Stați puțin, aici cu voucherele nu înțeleg. S-au dat vouchere care pot fi folosite doar în România. Eu am înțeles că și afară, numai dacă au revenit. Dacă au revenit, ok, dar în prima fază a fost și pentru afară. Din ceea ce am discutat eu cu agențiile de turism, chiar era o problemă că doar în România se pot valorifica. Dar nu e o problemă, e foarte bine, dacă în România e bine. Da, numai că aici fac o paranteză. Știu că a fost și pentru alte țări. A fost redusă taxele pentru hotelieri, da, în domeniul turismului, facilități, dar nu s-a revăzut, nu s-a resimțit în prețul tarifelor, da, practicate. Cel mai important lucru în turism ar fi una, să încurajeze agricultura, să producem, să consumăm, cum fac alte țări, să de exemplu, consumăm ce avem în zonă. Un om, dacă vine un turist în zonă, vrea să consume local, vrea să fie produsul local, vrea să fie mâncarea locală, de-aia vine. Nu vine că merge la metru și s-a prezentat de la metru, e foarte grav. O altă chestie foarte gravă... Bine, n-aș vrea să dați nume de firme, pentru că sunt mai multe firme de unde se pot aproviziona. Ok, la... nu știu. O altă chestie foarte gravă, la magazin. O altă chestie foarte gravă e drumurile. Deci poate cea mai gravă. Păi cea mai gravă. Cine vine din altă țară să vină până la autostradă, până la vama românească, vine pe autostradă română și după aia să o ia pe drumul naționale. Drumurile naționale sunt bune la noastre, dar sunt foarte aglomerate. Și de acolo apar foarte multe accidente. Asta e foarte grav. Și... bun. Revenind la salariile nete în mediul privat, dumneavoastră ați reușit să le creșteți? Ca să țineți piept celor din sistemul de stat? Ce se întâmplă? La noi cel mai grav lucru care este în România, crește salariul minim. Foarte bine că crește. Dar avem cel mai mare impozit pe salariul minim. Avem undeva 40%. Deci dacă ar vrea guvernanții să facă ceva pentru mediul de afaceri, ar trebui să reducă la minim sau la maxim 20-25%. Atunci angajatul ar simți banii în buzunar. Și ar trebui să fie progresiv. Nu poți să pui 42% la un salariu minim și tot același procent să-l pui la unul care are 200-300 de mii de lei. Asta e una. A doua chestiune foarte, foarte gravă, care eu aș face-o, ar trebui încurajați tinerii. Cum să-i încurajezi? Este un model în Polonia. Până la 26 de ani nu plătești niciun fel de impozit.
Poți să ai firmă, poți să fii angajat. Așa ai putea să-i ții pe copiii care pleacă afară. Stați puțin, în România e altfel. În România, după ce ai terminat liceul, ți se dă posibilitatea să primești șomaj. Sau după ce ai absolvit o facultate și nu-ți găsești un loc de muncă. Așa încurajăm pe tineri, la nemuncă. Dar e foarte grav. Deci atât de muncă este în țara asta, pe toate domeniile. De exemplu, săptămâna aceasta sunt disponibile 544 de locuri de muncă doar la Maramureș, în creștere față de săptămâna trecută. Vă dau doar un exemplu. Se caută de la muncitori necalificați pentru meseriile acestea practicate pe perioada verii, până la directori, asistenți manageri, de toate se caută, dar nu sunt de găsit. Ce se întâmplă? E o chestie foarte gravă. Toată lumea vrea la stat acum. Toată lumea speră să meargă la stat. Și m-am crucit când am văzut în domeniul sanitar ce se vorbește ca să fie angajat acolo la stat. Înseamnă de sume enorme ca să le dai. Adică vă referiți la acele șpăgi care exact, aceleași șpăgi care sunt. Dacă e liftier, nu știu câte mii de euro, dacă ești asistent liftier. Ce mă îngrozește cel mai tare e că avem o lipsă de medici. Dar pentru un medic se vorbește în târg de este 20, 30, până la 50 de mii de dolari, de euro. Ca groaznic. Să se angajeze, ca să ajungă ca să sistem. Ai un post stabil în spitalul de stat. Da, pentru că mi s-au spus și mie, mergi pe considerentul că acei bani într-un an de zile i-ai scos, dar tu rămâi cu postul stabil. Și ce mă trebuie foarte tare, avem un ministru din zona noastră care spune că ministrul nu știu ne performează, că eu nu-l văd performă nicăieri. Acum să vă contrazic pentru care... Nu știu ne performează, deci spitalele regionale nu s-au făcut absolut deloc, nimic. La capitolul spitale, dar nu dacă mergem în spital. Însă n-am putut să construiască spitalele. Dacă mergem în spital, toată lumea așteaptă din medici să le dai ceva sau asta, în toată țara am auzit că este așa ceva, atunci cum ca și ministru tu nu poți să iei măsuri? Adică toată lumea știe. Dar dacă tu, ca să angajezi pe cineva, ai nevoie de ceva bani necuveniți, cum vorbește lumea, eu așa am auzit, atunci normal nu poți să pui ordine în spitale din România. Dar să știți că acest lucru a fost recunoscut și de către doamna Vintea și a făcut nenumărate demersuri și a avertizat, atenție, aveți salarii mai mult decât ne simțiți. Povești să-ți dea demisia dacă nu e în stare. Deci un ministru capabil nu există în câtva timp să nu depindeți măcar un medic, 2, 3, 5 pe zonă să mai fie. Nu există să mai angajeze pe acele sume că de acolo pleacă, de la minister. Nu că vă gândiți că la programul ca să facă chestiile astea. Acum vor să facă regional aceasta, adică să fie numai cineva să ia. Aici mai luați și la Consiliul Județean, acum s-a stopat. Doamna Pintea ne-a promis că va mai fi prezentă în emisiunea noastră, să știți că vom aborda. V-aș ruga să fie cineva și din altă parte, nu mă să spună ce vrea acolo. Să fie cineva care să-și întrebe. O să pregătim... Nu așa o emisiune de asta, numai să spună nu, ce vrea. Nu, dar s-a răspuns la orice provocare, fără să-i luăm apărarea. Da, sunt realități care se întâmplă, revenind la ceea ce se întâmplă la nivel economic, de fapt, că e un lanț din ceea ce spune și dumneavoastră. Conform prognozelor Uniunii Europene, se preconizează că economia europeană va crește pentru al șaptelea an consecutiv în 2019 în toate statele membre, inclusiv în România. Cum comentați previziunile potrivit cărora în acest an economia României va crește cu 3,8% pe o rată a inflației de 3,3%? Mi se pare că e falsă creșterea asta și în Comunitatea Europeană și în România. Tot pe consum. În toată Comunitatea Europeană, cel puțin în anumite țări, Ungaria, de exemplu, da, e o lipsă acută a forțelor de muncă. Deci nu știu cum poți să crești când nu ai cu cine lucra. România e o țară care, de departe, are o lipsă mare de forță de muncă. Ungaria, la fel. Toate țările din fostul lagăr socialist au lipsă acut de forță de muncă. Dacă mergi și în țările din vest, toți politicienii dau legi numai populiste, încurajează din munca. Părerea mea că trebuie să uite tot, să se uite în grădina Americii, să uite în grădina Chinei și după aceea să vorbim de creștere economică. Părerea mea că e fals, că de pe indici și pe consum. Da, pe consum sunt creșterile. Și uitați-vă ce probleme are Italia, ce probleme are Portugalia, ce probleme are Belgia. Sunt probleme foarte grave. Franța. Guvernul PSD-ALDE promovează și în 2019 la nivel național o strategie caracterizată prin politici sociale. Domnule Bizău, creșterile salariale, alocările de fonduri către zona bugetară, și aici mă refer la salarii și indemnizații crescute, instituirea pensiilor speciale și creșterea pensiilor, sunt acțiuni sustenabile din punctul de vedere al mediului privat?
Vă întreb ca și antreprenor în primul rând, dar și ca un politic. Ce vreau să vă spun? Din ce moment guvernul se împrumută cu miliarde lunar de dolari, cum poți să susții acele pensii și acele salarii mari? Aș fi ipocrit să spun că nu vreau să crească salariile, dar din ce le crești? Dacă nu ai un fond, dacă nu ai buget, cu ce le crești? Mințând poporul? Mințând oamenii? Luând bani împrumut să le plătească copiii, nepoții noștri? De fapt, asta face PSD-ul. Dă o șpagă națională prin aceste salarii mărite, care s-o reflecta în inflație foarte mare și cei mai grav, acele pensii mici care cresc cu 10%, inflația le micșorează cu 20%, de fapt. Deci că crește motorina, crește benzina, crește alimentele, și atunci automat, acel 10% deja îl devalorează cu 20-30%. Ministrul Finanțelor a confirmat ieri accesarea de către guvern a unui nou împrumut extern, menționând că planul de împrumuturi externe a fost depășit, atenție, România împrumutând deja în contul anului 2020. Poate că se vor opri anul viitor cu împrumuturile. Unde greșește actualul executiv legat de utilizarea resurselor bugetare și care ar fi soluția liberală? Deci cel mai grav lucru este că toți banii merg în salarii și în ajutor social și în pensii speciale. Dacă un guvern s-ar împrumuta și ar face investiții, acești bani s-ar întoarce în viața normală și ar crește economia acestei țări. Dar PSD-ul nu știe decât să dea pomene. Repet încă o dată, cu toate că deranjez pe cineva. Sunt convins că în PSD sunt oameni și sunt și oameni de valoare, care înțeleg. Dar la ora actuală, la conducerea PSD-ului, e o clică de, să nu le spun urât, de oameni incompetenți, care nu sunt în stare să conducă o firmă, un județ, un oraș, nu se conduc o țară. Asta e părerea mea. Și ce va fi foarte grav, că împrumutând acest guvern, automat indicele de împrumut al țării va fi foarte ridicat. Și toate firmele care iau împrumut la bancă vor crește procentual și toată lumea e afectată pe plan și orizontal și vertical. Îmi spunea o doamnă care are o firmă în Baia Mare că cei din mediul de stat nu pot aprecia și nu vor aprecia niciodată mediul privat dacă nu au lucrat în mediul privat, să vadă cum se câștigă cel puțin 100 de lei. Cât de greu se câștigă 100 de lei. Am o teorie. N-aș angaja pe nimeni la stat până a lucrat minim 5 ani la stat. Da, la să privat. Știți că același lucru spunea și dânsa. Deci dacă să vadă exact ce se întâmplă și cât de greu să pot face banii. Că de mult angajatul deja e partener cu tine la firmă. Sunt mulți oameni de afaceri care o duc foarte greu. Asta vă spun din adică să înțeleg că în România anului 2019, că cu asta am început, firmele să se bucure că pot supraviețui. E un mare avantaj lor actual. Să ai toate taxele plătite la stat și salariile la angajați date și facturile plătite, da? E o problemă foarte bună dacă poți face chestia asta. Sunt foarte multe firme foarte datoare. Sunt tot felul de taxe ascunse, sunt tot felul de ordonanțe de asta încât te îngrozesc. După aia, iar repet, muncitorii toți vor la stat. Vin la privat până găsește un loc la stat, care e foarte greu, sau până pleacă afară. E așa o chestie în România, nu știu dacă nu, dar în România am observat-o, în special la politicienii PSD, îi vede pe angajații privați, pe oameni de afaceri, ca și pe niște asupritori. Nu vede ca niște oameni care produc plus valoarea. Deci un om de afaceri are plus valoare, face ceva. Bine cu angajați împreună, nu poate el singur. Și la un moment dat, nu cred că un om de afaceri, în special vă zic la o firmă mai mică, cum e a mea, cum sunt astea, n-ar vrea să le fie mult mai bine la angajați. Dar la un moment dat, taxele atât de mari sunt pe salarii încât te îngropi și firma dă faliment. Față de acum 5 ani, e mai rău? Mult mai rău. Din cauza taxelor care trebuie plătite la stat? A taxelor și a calității umane. Deci v-au plecat și noastră oameni? Noi avem foarte, foarte slab pregătiți de ora actuală. Nu mai avem personal pregătit pentru orice activitate. Iar aici aș interveni în problema învățământului. Deci nu ia nicio măsură nimeni în învățământ. Producem pentru nimeni. Atunci să producem pentru ce se întâmplă în zonă. Câți medici ai nevoie, câți asistenți ai nevoie, câți ingineri ai nevoie. Adică să faci oferta după ceea ce se cere pe piața muncii, piața locală până la urmă. Păi nu locală, și națională. Păi pe fiecare județ are anumit specific. Termină tot felul de facultăți care nu știi cum
ce înseamnă acolo, n-au niciun fel de pregătire, adică iau o diplomă și când îi chem la angajat, ce învăț. Dar e din facultate aproape, în afară de medici și juriști, unde sunt facultăți specifice și IT, restul nu, și anumiți ingineri pe anumite probleme, restul termină facultatea degeaba, fiindcă au o diplomă, că dă bine la CV. De 12 ani nu suntem în stare să accesăm fondurile europene alocate României, deși a existat un guvern PDL-PNL, mai multe PSD și chiar PNL, un guvern tehnocrat. A existat și PNL și PDL. Vă spun cum a fost. La Bruxelles, domnule Bizeu, avem pregătite 50 de miliarde de euro pentru infrastructura României, bani care așteaptă doar să fie accesați și folosiți. Ce se așteaptă de fapt? De ce nu se depun proiecte și de ce preferă executivul să finanțeze autostrățile din banii guvernamentali când tu ai la dispoziție banii europeni? Nu sunt capabil să facă proiecte. Asta e una. A doua chestiune. Sunt foarte stufos, foarte stufoasă acele proceduri care PSD-ul le-a complicat fantastic. Din câte știu, din informațiile mele, Comunitatea Europeană are șase principii care trebuie să le respecte într-un proiect. Noi l-am făcut 66. Deci și chiar da, multe... Da, spuneau chiar și primar că în alte țări mergi cu dosar atâta, și aici mergi cu iar camionul. La noi mergi cu camionul. Dosar. Exact. Da. Deci nimeni nu are curajul să simplifice aceste cerințe care sunt. Și aici și a doua chestie care e foarte gravă, nu se poate fără bani europeni. E foarte grav. Și atunci mai simplu, ai primar, ai conducere PSD, mergi pentru diverse relații, mergi la București și atunci automat îți obții niște bani care nu au niciun control asupra lor. Aici e foarte grav ce se întâmplă pe chestia asta. Profit de prezența dumneavoastră să vă rog să comentați și noile modificări ale codului rutier, schimbarea plafanelor de amenzi și înăsprirea sancțiunilor pentru abateri precum folosirea telefonului mobil. Eu am văzut mai mulți vorbind la telefon, din păcate. Consumul de alcool și altele. Am avut foarte mulți șoferi băuți la volan și la noi, unii chiar fără permis. Aici la Maramureș mă refer. Care e părerea transportatorilor? Deci, să vorbim la telefon e un real pericol pe domnul publice. Asta e un real pericol. Și sunt de acord cu orice vezi în trafic, diverse persoane cu o mână virând mașina în intersecție și unul la telefon. E grav. Asta e foarte. La legat de alcool, 100% foarte dur. Deci afară, era nevoie de amenzi era mai nevoie. Dură? De exemplu, în unele țări, efectiv, faci pușcărie. Dacă te prinde cu anumit alcoolemie în sânge. În Germania, de exemplu, ai voie cu în jur de o bere, dar acolo e o altă cultură. Acolo nu sunt... Dar dacă faci accident, e foarte grav. Legat de poliția română, aici aș fi eu mai... Nu de lege, m-aș fi mai atent. E un... aglomerație undeva. Nu vezi pe niciun polițist. Să-l vezi de undeva la un colț, stă la pândă să-ți ia banii. Să te păi astăzi parcă am auzit o veste. De fapt, de la Curtea Constituțională s-a decis că pot sta cu mașinile neinscripționate la pândă, cum spuneți dumneavoastră. Deci e foarte grav. Deci eu, poliția, aș pune să patruleze pe zonele... Dar oricum șoferii se anunță prin vițuire. Nu contează. Dacă patrulează, deja fiecare e atent. Parcă e mai atent, așa? Da. Asta e o chestie. Și patrulează cu luminile. Ar fi foarte, foarte important. Și noaptea stau ca și hoții. Nu, nu patrulează, atât de frumos. Parcă în Ungaria, că dau exemplu Ungarie, că e cel mai aproape, sunt mulți care patrulează. E foarte important patrularea. Atunci lumea e atentă. Fiecare are intenția de a merge un pic mai tare cu mașina, clar. Fiecare ar face o depășire mai... Asta e gena umană. Numai prin sancțiuni poți să faci disciplină în trafic. Credeți că va fi mai mare disciplină cu aceste sancțiuni? Regret dacă polițiștii ar veni să fie prietenoși, de să fie să patruleze. Adică vreți mai multă prevenție? Prevenție, da. Chestia prevenție, exact ca și la bolnavi. Medicina profilactică, care nu s-a spus nimic, exact ca și la poliție. Ne-am mai întrebat de mult la poliția Maramureș dacă au probleme cu combustibilul, pentru că aveau probleme, nu puteau ieși pe teren pentru problema că nu ajungea foarte combustibilul. Gravă. Să știți, unii foarte grav la... Nu numai aici în Maramureș, ci și în țară. Știi ce e foarte grav în poliția română? Sunt acei agenți sau acei ofițeri care muncesc pe rupte. Mergeți în birourile lor, te îngrozești ce mizerie. Și sunt... Dar nu au dotor, domnule Bizeu. Păi nu au dotor, fiindcă ministrul care există... Dacă astăzi mai scrie în procese verbale cu mâna, e grav.
Deci, dacă ministerul îl conduce... Aici trebuie lucrat. Dacă, cine conduce ministerul? Eficientizez munca agentului care lucrează. Cine conduce ministerul? Și ne vedem care e treaba. Deci cum poți să pui tu tot felul de general, dar de felul de astea cu niște care salarii? A venit și a alocat bani pentru pentru inspectoratele din țară ca să fie dotări. Păi n-au interes că vrea să-i țină acolo sub capac. Ok, s-a dotat, a fost modernizat centrul de arest. Asta înseamnă că va fi o plăcere, în ghilimele, pentru unii să meargă în arest, că vor avea inclusiv cele mai bune condiții europene. Dar deci nu aici pentru a avea capacitatea ofițerii să lucreze, care e nevoie de ofițeri. Te preocupă soarta celor din sistem, da? Corect. Atunci ar trebui să fie birourile să fie dotate, să ai material adecvat. Uitați-vă ce pistoale au polițiștii, că e jucărie. Nu să ai niște pistoale adevărate, să ai mașini foarte bune, să ai combustibil să mergi în acțiuni. Asta toate trebuie să le facă un ministru capabil. N-am și un guvern un capabil. Dați-mi exemplu, doamnă, de un ministru care a făcut toate acestea. Cine a încercat ceva, domnul Blaga, dar nu prea a ieșit prea bine. Păi, domnul Blaga a ieșit cam șifonat. Așa e. Da. Poate stați mai bun, că nu știu eu. Mai merită să fiți consilier local? Se întâmplă ceva în consiliul local? Garajele nu au fost demolate, deși foarte mulți deci, așteptau la această acțiune ca să eliberăm puțin Baia Mare ce de această problemă. Ce se întâmplă cu consiliul local? Consiliul local, știm foarte bine, e Coaliția pentru Baia Mare, care domină consiliul cu DMR-ul, restul de partid nu mai contează. Ce ar conta pentru orice consilier și pentru primar să facă pentru comunitate ceva? Toată lumea se sperie de demolarea garajelor, dar cred că nimeni nu e nebun să demoleze un garaj fără să facă ceva în loc. Noi am făcut o hotărâre ați de Consiliu. Ați mai discutat? A fost o hotărâre? De Consiliu s-a vorbit că va fi pusă în practică. Da, două parcări în zona orașului. Nu s-au ales încă exact parcările, dar că mâine cineva ar fi hotărât să facă niște parcări în oraș, subterane și etajate, s-ar putea face. Eu sper că primarul o să facă. Da, s-ar pierde din voturi dacă ar fi demolate garajele? Nu cred. Sau credeți că s-ar câștiga mai multe? Nu cred că nimeni n-are interes să demoleze garajele numai de a face o plăcere a demola garaje. Adică dacă nu demolezi, dacă negociezi cu acei proprietari de garaje, știu, 10-20 și în locul ăla faci 200 de locuri de parcare, cred că ar fi un câștig pentru Baia Mare. Nu cred că acei cetățeni, dacă au un garaj, negociezi cu el, îl cumperi, primăria, dau un exemplu, sau îi dai un alt loc de parcare, în același, nu cred că ar fi cineva împotrivă, fiindcă e împotrivă așa vecinilor atunci. Că sunt foarte puține locuri de parcare în anumite zone în oraș. Și foarte multe mașini, fără păi, rost. Automat, că aceeași soartă. Problema romilor tot nu a fost rezolvată. Nu știu câți consilieri a stat de vorbă cu romii de pe Craica, de pe Pirită, de unde mai sunt, de la Cuprom, nu știu câți au stat de vorbă cu ei. Ca să vadă și ei ce își doresc până la urmă, cum ar vrea să se civilizeze ei, să fie întrebați. Să știți că problema romilor e o problemă europeană. În Slovacia... Nu ne mai... Eu mă lovesc în Slovacia și în Ungaria cu ei. Deci în Ungaria avem o anumită parte din romi angajați dacă la firmă. Noi pe plan local îi putem civiliza, atunci să facem ceva ca să putem civiliza. Poate că și ei doresc. Dacă își doresc iar cei care nu doresc, luate alte măsuri. Care își doresc, da. Și sunt romi care sunt harnici. Îi vezi angajați la Aramis, îi vezi pe la Ital Sofa. Ei ar trebui promovați, chiar în comunitatea lor. De exemplu, noi avem, eu sunt Comisia Socială pentru Locuințe. Sunt romi care au foarte curate locuințele. Așa este. Și sunt romi care sunt foarte neglijenți și foarte... Mi-a arătat doamna Loredana Mihali, că dânsa se ocupă de comunitatea romă, niște fotografii din anumite locuințe de pe Craica, am rămas uimită. Ce curățenie! Exact. Sigur, au mai început oamenii să facă curățenie și în jurul acelor cocioabe, le numim, da? Deci locuințe improvizate. E foarte important și ei cum se promovează unul pe altul și cum se bun, dar e foarte important și, și administrația, și Consiliul Local. Ce măsuri propuneți? Vine încă o campanie, iarăși acuzăm că s-au luat voturi multe de la romi și nimic nu se rezolvă concret. Ce vreau? Deci o comunitate o transformă prin educație. Puteți face ceva acolo în Consiliul Local? Să veniți cu un plan pentru această comunitate? Să vedem și noi cum rezolvați această problemă? Deci eu personal n-am niciun plan. Ce aș putea să fac? Ce aș putea să... Ar fi, în primul rând, discuțiile cu acei oameni, cu acei lideri, cu acei oameni. După ar trebui, în opinia mea, poate greșesc, oamenii de valoare de o parte și nu în valoare de altă parte.
că altfel n-ai nicio șansă. Să vadă și ei comparații între aceeași etnie, oamenii de valoare, cum pot să promoveze, cum pot să prospere în viață și oamenii care rămân deoparte. Vă dăm temă de casă pentru viitoarea emisiune. Mulțumim pentru participarea la emisiunea de astăzi și vă mai așteptăm. Doamnelor, domnilor, o pauză de publicitate și avem și alt subiect pentru dumneavoastră.